Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor și astăzi e jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina! Bine m-a regăsit! Ordonanța de urgență de plafonare a cheltuielilor în ultimele două luni ale acestui an afectează în mod evident și construcțiile aflate în desfășurare. La Spitalul Județean Suceava se construiește și se lucrează încă la pavilionul de oncologie la Spitalul Clinic Suceava. O să mă obișnuiesc mai greu cu noua denumire. Păi, Clinic Județean. Spitalul Clinic de Urgență Suceava. Spitalul Clinic Județean. Și pentru că nu poate plăti Spitalul Clinic Județean către constructori, constructorii lucrează pe banii lor. Da. Sau pe încredere. Da, nu este o noutate și mai e puțin mai un pic. Era un cântec la Iris, mai e puțin mai un pic până la marele nimic. Marele nimic nu o să fie, pentru că astăzi l-am avut invitat pe primarul Sucevei Ion Lungu și printre altele l-am întrebat ce lucrări publice mai sunt, se află în derulare printre lucrări, mi-a zis că se lucrează la sala polivalentă. Am vorbit despre cele două creșe, una care ar trebui să se construiască în Burdujeni și una în cartierul Europa. Știi că s-au asistat lucrările înainte de a începe, tot din acest considerent că nu sunt, adică sunt bani, dar nu se dorește să nu se depășească deficitul bugetar. De-aia nu se fac plăți acum. La sala polivalentă s-a mai lucrat. Da, da, se lucrează. Tot pe se lucrează, da. Banii constructorului. Și a picat și la cu terenul ăla de jucărie tipul EPA. Dar primarul asta a explicat din nou și cred că lumea deja știe, pentru a nu se depăși deficitul bugetar, de-aia s-au oprit plățile. Și promisiunea este că anul viitor se vor face aceste plăți. Bugetul, înțeleg că anul acesta va fi adoptat în Parlament și spunea primarul că până pe 31 ianuarie va fi aprobat bugetul primăriei Suceava și că vor fi bani. Ama, nu știu dacă banii sunt, ei sunt ținuți sub oboroc undeva, nu știu, ei sunt într-o peșteră, într-o bisterie. Nu, da, sunt bani de contabilitate și bani fizici, da, în conturi. Ei, bani, nici de bani din contabilitate n-ai voie să te atingi. Că da. Ce afectează deficitul? Deci, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul acestui an, se vede tot mai limpede incompetența acestui guvern, care tot anul a cântat la mandolină și a cântat balade din alea. Din Greierele și Furnica. A cântat că o ducem bine, lăs Zdranga, Zdranga, o să fie bine, totul e bine, Zdranga, 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 Zdranga. Și acum, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul anului, și pe măsură ce vremea este din ce în ce mai urâtă și cu griul ăsta apăsător, apar și problemele. Știi, ele sunt acoperite cu o pătură și acum se dă încep de la vântul de afară, că mai e și cod de vânt din ăsta, se ridică pătura, se văd problemele. Ai astea cu... Noroc că mai e ceață din când în când, se mai acoperă din nou, da, problemele. Le ai pe astea cu instituțiile publice unde oamenii sunt nemulțumiți de inechitățile existente. Aia asta cu constructorii care nu sunt plătiți pentru că, ci că să nu se depășească deficitul bugetar, de eu cred că nu sunt bani, că nu produce nimic România ceva, nu producem. Așa, și trei, asta cu copiii, cu școlile. Cu copiii, naveta copiilor. Cu naveta spațială. Așa. Cu naveta. Pentru că guvernul care a cântat la mandolină și mai cântă și acum la mandolină, acum cântă și din Statele Unite, cântă la mandolină că o să ridice vizele pentru Statele Unite. Cântă la mandolină că o să vină Statele Unite și o să facă investiții. Cântă la mandolină că s-a întâlnit cu Google, domnul de la Buzău. Așa, și uite, deci să nu mai cântece că se vor întâmpla lucruri. Dar lucrurile astea pe la care le-a cântat... La timpul prezent și la timpul trecut. Ele. Și vin din urmă astea cu probleme, da? Și asta cu copiii. Că au dat, Cătălino, burse la elevi cu media 2, da? Transport gratuit în toată țara. Nu plătesc acum, pentru că n-au de unde. Acum fac cu mesele calde. Nu o să dea nici mese calde. Fac tot felul de promisiuni din astea, pentru că vine anul electoral și trebuie să spună. Și chiar anul quadruplu electoral. Da, și tu știi foarte bine. Acum dacă întrebi, dacă ieșim pe stradă și întrebăm oamenii, în timpul regimului Băsescu, ce s-a întâmplat, așa o lumea o să spună că s-au tăiat salarii și pensii. Pensiile nu s-au tăiat niciodată, nimeni. Dar așa o să spună. Pentru că de la început s-a propagat acest, și ăsta a rămas întipărit. Așa și aici. Ce face domnul Mandolină de la Buzău? Știam că domnul Mandolină era Ludovic Orban. Da, mai domnul, așa, era domnul Mandolină, domnul Mandolină de la Buzău ăsta. Așa. Domnul Orban de la București. Ce face el? Spune, am dat la copii. Dar ce ne-am dat? Nu, am dat la copii. Transport gratuit, burse,
mese calde, mese reci. Așa, am asta cu inechitățile sociale, am recalculat pensiile. Ori lucrurile astea, chiar dacă nu se întâmplă, ei le vor repeta, domnul Mandolina și ceilalți mandoliniști, vor repeta în campanie electorală și omul îi s-a întâmplat, da mă, că a dat. Pe lângă asta, carduri de alimente, carduri de energie, plafonări de tarife la gaz și la curent. Astea sunt foarte, nu, repet, astea chiar trebuie date, însă întrebarea e de unde? Știi? Astea chiar trebuie. Ți-am zis, sunt cele mai bune măsuri pe care le-a luat guvernul, asta cu, și asta n-a luat-o cu energia, e de la guvernul trecut. Da. Asta cu cardurile de mâncare și cu cardurile de energie. Tot de... Apoi, guvernul. Cele... Bine, dai coaliția de guvernare. 14 sau câte, 20 de categorii de alimente cu prețuri reduse. Da, și aici a fost o fentă. Cozonacul, smântână, varza murată. Asta fentă mare cu reducere. De la să spună, am redus prețul la alimente. Că s-a redus la 20 de categorii de alimente. La două felii de pâine și la una de pepene, e altceva. Dacă ar avea tinerii cluburi unde să meargă să-și mai verse năduful, ar fi chiar vara. Da, am discutat subiectul ăsta aici, nu? Văd că domnul de la Aur, Florin Pușcașul, deputatul, a spus că ce... Cred că e singurul politician care a vorbit pe subiectul acesta. A spus că semnalează posibile abuzuri ale autorităților de la închiderea celor 5 cluburi din Suceava. Consideră dar că măsurile sunt... Supetuat. Nu, autorităților, da? Și că ar fi o chestiune concertată în rândul mai multor instituții. Nu. Că măsurile sunt disproporționate în raport cu situația de fapt și că este forma de răzbunare a partidului stat pe o categorie care nu este controlată politic, tinerii. Nu, asta e o declarație politică. Politician este din asta, nu are nicio legătură. Asta e băgat așa, e băgat efectiv, aiurea. De acord cu el ce spune că măsurile sunt disproporționate. De acord. Dar că este o chestiune concertată, nu. Deci este imposibil, adică nu-l văd. Hai să fim serioși. Gheorghe Flotur, care e cu mâna în grindă și cu fâșcăiala, are el treabă cu cluburile. Adică el să... Nu sunt cluburi de muzică populară. Da, îi place distracție. Și tu vezi acum, pe bune acum, sau pe prefectul Moldovan. Hai să fim serioși. Adică se întâlnește prefectul și cu și Gheorghe Flotur de o parte, așa? Bă, ia închideți cluburile. De ce? Păi ăștia nu ne votează. A, bă, că astea sunt aberații, aberații. Aici este vorba despre excesul de zel al unor băieți care au de la, le-a dat statul uniformă, le dă salarii bune, le dă asta de vacanță, tichete de vacanță, le dă tichete de masă și le dă voie să facă ce vor mușchii lor. Mi-a zis cineva acum care a fost martor ocular la clubul Art Rock Cafe care s-a închis pe 1 decembrie la concert Alternosfera, că peste drum de club la semafor, acolo erau niște băieți, niște băieți în civil, dar după cum vorbeau și se comportau, erau niște de pe la miliție, șpioni. Nu, și erau, zice, hai mă că închide, că doar am anunțat. Deci vin acolo așa, ori din răzbunare din asta, ori se pună bine cu șeful. Adică ce? Dacă încălcările sunt... Nu, mă, deci la pont, adică ei mergeau... Eu sunt convinsă că dacă e grav, grav și ne pune viața oamenilor în pericol să nu se repete ce s-a întâmplat la colectiv, trebuie închis. Bă, mai lăsați-mă, regulile mai lasă-mă cu astea, nu e același lucru. Bă, dar să stea, auzi... Pompierii ăștia care merg ei și închid și care stau și numără oamenii și scoată acolo dezbrăcați pe afară. Pompieri, poliție locală, că sunt mai multe instituții. Auzi, care să stea, mă, pompierul acolo și așa n-au ce face. Era un singur club, 5 să fie. Câte un pompier în fiecare seară la ușă acolo? Să facă ce? În caz de ceva să intervină pompierul ăla. Hai mă să fim serioși. Hai mă să fim serioși. Deci din astea de cocalar. Păi, se fac instructaje și la personalul care lucrează în club. Să stea meserea și acolo. Chestii de cocalar din ăla, să arate el ce mușchi are, ori să se răzbune pe patron, poate nu i-au dat odată o vodcă degeaba, poate nu l-au lăsat la un concert să spune el să pârască, să stea peste drum, să pândească, să vadă dacă într-adevăr închide cum a anunțat el. Deci cam de acolo păreau, de la miliție, mi-au zis oamenii care au trecut și că ei comentau. Da, bă, că închide, că am anunțat eu. Anunțat?
Păi la pompieri, anunțat la pompieri, că sunt mai mulți da. Decât ar trebui. Da, da. Trebuie dar să... tu știi pe autorizație cât se are clubul respectiv? Păi dacă era de la miliție. A fost să-i autorizeze sau? Nu mai știu. Cătălina, dați vine că știu și ei, ori juca ei la anunți și la, la ei în sat, la popular, milițienii ăștia și pompieri. De la țară, de unde se merg la balul gospodarilor. Dar au zis și ei de alternosfera. Bă, dacă îți vine alternosfera la Suceava, normal că îți vin peste 200 de oameni. Adică e imposibil să nu găsești. Păi, iarăși, repet, cât ar costa biletul dacă ar, da. Ar fi nu, deci, foarte puțin? Bun, dacă, regulile sunt Cătălina, făcute să fie respectate, da, nu încălcate. Teoriile da? Astea lasă, teoriile... Când plecă, de lezi bun, precis, dar avertismente știi? Există? Păi da, păi, dar normal niște, așa ar fi, nu? Niște vizite din astea de... curtoazie. Cumva de punere în legalitate. Nu, măi, băieți, ați încălcat asta, nu, nu respectați mă, asta. Direct. Aveți la dispoziție, nu știu, două săptămâni, o da. Lună, să intrați în legalitate. Sigur că legea e veche, din 2016, ar trebui să o știe toată lumea și sigur că necunoașterea nu te absolvă de vinovăție. Absolut. Dar... putem și colabora, nu? Păi nu, dar așa ar trebui să fie o colaborare, mai ales că milițianul care stea peste drum și se distracă, se închide clubul și cu pompierii milițieni de la ISU. Dar ei unde chis? Merg așa, dacă vor să meargă să... N-ai insat, nu ți-am zis, la balul gospodarilor. Bă, da, lucrează la oraș. Dar la mă, dar tot la sat, merg la ei, sat, la distracție. Ei uită că clubul X, restaurantul Y... bazarul Z și așa mai departe au oamenii salariați? Aia lucrează pentru ei să le dea salariile, tichete de masă, tichete de vacanță, premii, asta ridicări în grad, ei, deci oamenii aia pe care ei vor închiși așa, bă, dar să închidă toți vedem de unde și-au ei bani. Ei, s-au mai aruncat zvonuri așa. Deci de asta nu există, Cătălina, cum mai este o colaborare. Mă, colaborăm, că suntem sălbatici, ce avem, mă? Pe cuvântul meu, adică nu suntem din aceeași țară sau cum? Sau să știm ce era atât de periculos, că poate că era un pericol iminent. Da. La momentul acela. Da, erau cu torțe și petarde în club la alternosfera. Nu știu, n-am fost. Aha, bă, să ființe. La colectiv când a fost nenorocirea aia, dar au fost niște chestii care acolo nu era autorizație, era ăla care se aprindea foarte repede. S-a dat cu artificii, adică a fost un complex și aici când alternosfera și au venit, bă, sunteți prea mulți. De la ce se ia foc? De la... Nu știu, poate n-au suficiente ieșiri, n-au suficiente intrări. Dar să le facă ei la pompieri cu târnăcoapele. Nu, că e atunci proprietatea privată nu se mai respectă. Nu, asta ce a zis Florin Pușcașul, dacă e disproporționată, sunt de acord, dar restul, astea sunt aberații, că e o chestie concertată, că e politică. Na, sanghi. Băieți din ăștia care umblă și... Dar uite, vezi? Niciun alt partid, să zic așa, n-a venit în... să zică ceva despre subiectul acesta... Și uite cum aur mai câștigă da, o categorie știi, de public. Da, și o să vină, da, aur e în opoziție, normal. Doar n-avea să iasă Gheorghe Futură să spună, mai ales el, care, cum zic eu, doar nu mai închideți cluburile. De rog. Și pe urmă să spună, bă, uite doctorul se pricepe și la cluburi, uite doctorul instigă la nerespectarea legii. Înțelegi? Înțeleg, dar eu cred că retorica are mai multe forme pe care poți să îmbraci cuvintele. Dar ce cuvinte frumoase ai folosit azi. Mulțumesc pentru discuția de astăzi. Din cărți, pentru toate nu? Aprecierile tale. Da, nu? Dar apreciez ținuta. Mulțumesc frumos. Nu, chiar e de eleganță. Astăzi de aia nu mai laude. Nu, nu, dar serios, dar în griul ăsta. Cu noi. Pe bune, nu, dar în griul ăsta. Știi? Și bine, mergi pe stradă, toată lumea negru, că așa sunt hainele astea. Că acum ninge, e fioșcăraie pe roz, toată lumea e spărată. Și eu am întreg pantaloneal, nu? Da, nu, dar măcar e altceva. Poate inconștiență. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de azi.